Salut, camarad, sunt Nea Petrică, povestitorul de pe canalele YouTube Geto Dacia și Petre Negreanu. Astăzi o să vă spun o poveste haioasă de la Napoli din timpul celui de-al doilea război mondial. Trupele americane și aliate avansau spre nordul Italiei, mai s-a atacat din când în când din nord avioanele, dar în general era destul de liniște. Soldații care luptau de ani de zile, ca toți soldații, aveau și ei nevoie de o gagică, de o femeie, nu? Atunci, italienii șmecheri, pentru că Italia pe vremea aia, de la Roma în jos, era o sărăcie cruntă, cruntă, să mâncau pisici și șobolan, cum se mănâncă acum în China, în Corea, știți? Și italienii s-au prins că americanii, normal, ei fiind soldați, având alimente în spate, nu știu ce, toate alea, bucătărie, bucătăria de campanie, magazii cu alimente, era de furat și acolo. Atunci fiecare își trăgea un soldat american și logodea cu fisa, știi? Că în Italia logodna e la mare preț, fidanțat-o fidanțată, adică logodnicul logodnica, știi? Soldații veneau seara de la unitate încărcați cu conserve, cu whisky, cu țigări care erau la mare preț, cu două pachete de țigări, îți hrăneai copiii o săptămână cu pâine, știi? Că atâta era, două pachete de țigări, cumpărai pâine la copii pentru o săptămână, știi? Deci era valoare. Așa, care mai putea, mai apuca un dolar, doi acolo, iarăși bogăție. Unii și-a găsat și ei un tanchist de culoare, știi? Ăla, seara când venea la ei, acolo și ea, venea cu tancul. Venea cu tancul, îl punea în curte, știi? Ăștia normal, îl lăsa să o țină pe fisa de mână, gata, ce mai, logodiți, gata. Ăla venea cu tancul plin, aducea conserve, aducea țigări, aducea macaroane, fasole, orez, ce era pe acolo, ce putea să șutească după la magazie, știi? Italienii fericiți, italiencele, gospodine ca lumea, știi? Când se apucă, fac la meserie, ce n-a văzut Parisul, știi? Așa. Dacă ăla aducea conserve și carne și orez și fasole și de toate și legume, făceau italiencele pasta, făceau de toate acolo și a mâncare, mâncăruri grețoase, știi? Mâncau, beau. Fiecare săptămână era aceeași poveste. Într-o seară, era sâmbătă seara, vine tanchistul, parchează tancul în curte, ăia gata, coboară toată familia să-l ajute, ăla cu arsenalele pline de potol, știi, gata, băieți, italienii fericiți că e de mâncare, știți? Hai. Să ducă acolo, nevasta lui ăla să apucă să gătească, ăla o ținea de mână pe fisa, nu știu ce, poate o mai și pupa și el din când în când, când nu erau ăia bătrânii pe în cameră, așa, inocent. Dă-i cu bere, dă-i cu vin, dă-i cu whisky, la un moment dat tanchistul s-a făcut praștie, știi? Și la ce era să facă? Nu putea să mai ducă cu tancul, că nu mai nimerea strada. L-au pus pe o canapea acolo, l-au învelit, l-au lăsat să doarmă. Dimineața s-a trezit tanchistul pe la vreo 8, așa, mahmur, a băut o cafea să plece la unitate. Când a coborât în curte, dispăruse tancul. Din tancul lui mai rămăsese doar o pată de ulei pe caldarâm. Cât a stat el bea la ăia au demontat tot tancul. Vă dați seama, ăla cred că are vreo 40-50 de tone. L-au demontat bucată cu bucată și l-au vândut la fiare vechi, știți? Și asta e povestea tanchistului american. Vă pup cu drag!